Viața mea din ultimii 10 ani a însemnat în mare parte lucrul cu Erasmus Plus și programele precedente. 102 de mobilități internaționale. 34 de țări. 15 proiecte de lungă durată, inclusiv propriul meu stagiu de serviciu european de voluntariat în Grecia. Scriu și gestionez proiecte, sunt facilitator și formator de mobilități de tineret. Acum 5 ani, împreună cu câțiva lucrători de tineri, am fondat ONG-ul nostru, Asociația de Tineri din Ardeal. Proiectul nostru Erasmus Plus actual, Bridging Europe and Africa, a Social Initiative, este cel mai ambițios și cel mai complex de până acum. Proiectul implică 2 parteneri din Europa și 2 din Africa. Împreună susținem asociații de tineret să dezvolte competențe în managementul de proiecte și în educația non-formală și să responsabilizeze lucrători de tineret. În centrul activităților noastre sunt 7 mobilități realizate de voluntari SEV din România și Portugalia, care fac stagii în Benin și în insulele Capului Verde. Mă inspiră lucrurile care se întâmplă în premieră. Pentru prima dată în viața lor, elevii din Benin lucrează cu creioane de ulei și alte rechizite școlare elementare. Pentru prima dată, asociațiile gazdă și partenerilor locali învață să gestioneze proiecte și să lucreze cu educația non-formală. Și este pentru prima dată când petrecem un timp atât de lung, atât de departe de familie și de prieteni. Dar niciunul dintre noi nu ar schimba nimic din toate astea.